jumate. Așa, hai. Ia, tu vii aici jos. Așa. Așa. Hei, stai, unde e jucăria mea? Ce jucărie? Lasă la valiera, că ți dau și ție după. Eu mai dai o dată. Hai. Și acum cum stă? Pe pat, acolo, pe mesa și mai înainte. Încercăm tot așa acolo. Da? Hai. Hai la mamă. Oh, oh, pierdut un copil. Hai înapoi. Hai. Hai, lasă-ți. Hai, iubito, hai. Deci stă, uite, poți să-mi iei telefonul tu, Narci, te rog? Da? Cred că ne ajută Iochim. Pac! Imediat. De ce mereu vrei ceva ce nu se poate în acel moment? Mama, doamna bebe. Îți dau. Hai să-l pun pe Alex aici. Nu ție, la bebe tu. Hai. Microfon. După. Fiate, Iochim, ce zici dacă... Fiate, Iochim. Ai văzut că și eu am microfon? Începe. Joachim. Joachim. După, ți-am promis, da? Ai văzut că și eu am microfon? Hai să facem poze. Să dau eu pe a meu, dacă facem două poze. Ce faci, Anastasie, la suzeta lui okay. Alexie? Haide. Eu la Alexie, eu dai. Hai, hai, iubita. Ia, hai să vedem dacă bebe miroase ciocolata. Hai să vedem. M-a sunat prietena mea, Narcisa, care a făcut și făcut pozele. Și mi-a zis, nu vrei să-ți fac niște poze drăguțe copii? Și am zis, ce bine. Pentru că de la Joachim nu prea am mai făcut poze. Când la primul copil faci poze, faci ședința foto gravidă, te pozezi în toate momentele și copilul la fel. Și uite că tam am bine că am făcut cu toți trei copii și a fost un pic de haos. Haide! Ia, hai! Hai, așa! Hai, Joachim! Așa, și tu iei pe Anastasia în brațe, ia să vă văd! Ușor, 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 mama, ușor, mama, ușor! Ușor, mama, ușor, mama, ușor! Mama, ușor, mama! Sper să iasă ceva poze! Da, ușor, mama, ușor, mama! Ușor, mama! Mama, mama, ușor, ușor, Anastasia! Doamne, mami! Zina, ce faci? Hai să... Să se dă. A băgat Suzeta Anastasia. Avem un băiețel supărat, o fetiță cu în sus. Hai, ia să vedem. Încercăm să facem poze, ceva, ceva... Nu, 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 mama, 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 nu te apăsa pe el, mă, mami. Vrei să fii tu apărătorul lui Alisei? Hai, vino cu ace, vino cu ace, iubire. Se înțeleg foarte bine, copiii, surprinzător de bine, nu mă așteptam. Amândoi îl pupă, îl iubesc, îl, nu sunt geloși. Chiar surprinzător, mă bucur foarte mult. Chiar nu știam cum o să fie. Joachim tot m-a amenințat că se va comporta foarte frumos cu fratele lui și chiar s-a ținut de cuvânt. Și la fel și Anastasia e toată o pupăciune, îl pupă, îl iubește, îl sufocă. Dacă nu ești atent, se aruncă pe el, da? Na, nu știe acum prea multe. Opa! Vrei să fii tu apărătorul lui mami să nu atingă nimic? Ia, vin aici mai aproape de frățiorul tău. Așa, și ține-l bine de cap să nu cadă, să nu-i cadă căpuțul. Așa! Doamne, ferește! Așa! E protejat de tine, așa? Spune-te ce supărat! Ia spune-i să nu plângă, dă-i un plâng. Alexie! E foame, uite! Îi dăm Suzeta? Păi nu, că a luat Anastasia în guriță. Oh. N-o vezi? N-a să-i dau să mănânce un pic. Tu, frumosile! Tu cât papi, măi, cu într-una papi. Ce aici? Oh. Opa, așa. Hai, să facem și noi o poză, hai poate să-l... ne iese o poză. Gâdilăm aici pe bebe. Uite câte degete are. Uite la piciorușe, Anastasia. Uite la piciorușe, Anastasia. Uite, uite ce piciorușe are bebe, uite. Auzi, dar lasă că facem doar noi doi, trei, pardon. Stai acolo. E un pic dificil acum. Și Joachim și Anastasia au o personalitate destul de puternică și trebuie să fie exact cum vor ei, când vor ei, să se întâmple în momentul în care vor ei. Și e un pic dificil. A fost dificil să fac poze cu toți trei, dar ați văzut cum a ieșit. Joachim? Hai, mama. Tu ai și dințișor cumva? Nu. Du-te la mami, acolo e parcarea, nu la mine.
Anastasia, vino cu la mine, Anastasia. Poți să-i dai căciuliță jos? Pot? Ia, du-te Anastasia. La mami. Așa, cu spate. Ioachim, dacă te urci tu și o prins pe mama așa puțin în brațe din spate. Hai, ia-mă. Să se vadă cât de tare o iubești. Dar urcă-te sus. Nu, urcă-te aici pe ăsta. Anastasia, la mama în față. Da, eu zic că poți. Ia, hai. Hai să sărim. Vrei să sărim? Hai. Let's jump. Hai. Hai, Ioachim. Uite, vino cu aici. Hai la mama. Pentru mama. Cred că Ioachim, el e obișnuit de când era mic, cumva, prin prisma business-ului pe care l-am cu hainele de copii. El a participat la toate ședințele foto. Deci de vreo 5 ani de zile a făcut multe ședințe foto pentru brandul meu de copii și cumva știe și la școală când s-a dus și a făcut poză, știa cum să stea, cum să râdă. Da, Anastasia este în perioada în care nu vrea nimic, nici să o îmbraci, nici să o pozezi. Dacă o pozezi, se enervează. Trebuie să aștepți să-i treacă supărarea. Foarte supărați copiii ăștia la vârstele astea. Chiar nu înțeleg de unde atâtea probleme. Parcă ar avea foarte multe probleme. Vreau hai, vină puțin. Dacă iubești așa pe tare de pe mami, încât dacă o strângi, scoate limba. Hai să vedem. Dau eu startul, bine? Du-te în spatele ei, te urci sus. Așa. Dar fii atent, e un număr. Și doar la 3 o strângi. Dar, știi cum? Cât de tare iubești o strângi? Bine, poate Doamne, ferește-mă, că mi se limba de tot. Ok? Ia să vedem. Tu ești bine? Tu nu vrei, ha? Atunci, hai mai încoace un pic. Ia, hai. Așa, pregătit? Ia, dar vreau să te văd, ca să mă vezi când zic număr. Hai mai sus un pic, mai sus. Așa, prinde pe mami. Așa, pe loc. Unu. Acum, fii atent, prima dată facem altceva. Ia uite, pune mâna aici și pune capul aici pe mami așa puțin. Ia, așa. Ia miroase părul, miroase ciocolată cumva. Ia întorce-te așa spre el un pic. Ia, acum uite-te în ochii lui mami, am impresia că are steluțe. E adevărat? Uh-huh. Așa-i. Bravo, hai și tu sus. Are steluțe mami în ochi. Hai să sărim. Dar ți-l dau ție după aia, vrei? Haide, hai aici sus, hai să vedem cum e aici sus. Ce bine că trebuie să mă mai stresez eu, se stresează doar Narcisa. Hai! Și că Narcisa a zis că vrea și ea să aibă o zi relaxată azi. Ia, hai! Sărim? Sărim? Ia, hai! Așa, de pe canapea, dar fii atent, venim de aici, tu sărim. 1, 2... 3, hai, hai, 4, faci sport. 5, 6, așa, sărim, 6, așa, sărim, sus, 1, 2, hai, mai sari, 3, 4, 5, 6, Ioachim, unde fugi? N-am numărat încă, hai, pregătește-te, acum o să număr. Anastasia, stai la mama, stai la mama. 3, 1, imediat e 3, du-te repede, 1, 2, că nu mai e. Ia pupă pe mami pe frunte, cred că o doare capul puțin. Cine-i dă un pupic lui mami? Cine? Eu! Ia să văd! A fost bun! Aoleu! Stai, mama! Lasă la valie! Nu mă desprăca! Nici pus! Bravo! Ia să vă... Așa, uite acum am unde te iubesc. Dacă tu mai poți și respirai bine. Stai mama, stai un pic să anecat Alexi, mami, cu Ioachim, aer. Ioachim, o vrei pe a mea imediat? Ioachim? O vreau pe a mea. Stai, Anastasia. Ok, dar prima dată stai lângă mami. Stai lângă mami și să văd cam unde ți s-ar potrivi pe tricou. Stai că mă uit așa. Ai vrea în stânga sau în dreapta? Vrei să vezi cum eu... Ce? Ce ai? E ok. Hai, dacă mai poți? Lasă-i pe ei doi în pace și îți fac două, trei cu el, bine? Da. Aie. Fotogenic, acum copiii, sincer, copiii când sunt nou născuți, micuți așa până la 3 luni, nu sunt chiar frumoșei. Mie nu mi se par... Se pare așa că se uită, dau ochii peste cap, se uită strâmb. Se schimbă foarte mult, știi, de la o lună la alta. Și o să vedem. Sunt curioasă să văd cu cine seamănă el.
Vai, ce drăguț! Hai cu mine! Dar e mult mai greu! O, dă mânuța să te ajut, că ai nevoie de ajutor. Vrei mânuța? E mult mai greu! E mult mai greu! Dar ține, uite că te lovești la genunchi, ține de el, uite și eu îl țin în mână, vezi? Așa. Nu mai bine vrei să facem noi schimb. Al meu și mai greu. Și să nu te lovești. Haide cu mine, să te învăț să faci poze cu el. Uite aici! Cam unde dau... ăsta și ăsta îl învelim. Mama, îi punem okay. O muselină sau ceva. Da și pe albastru dacă mama, vrei. Da? Hai. De ce nu merge? Mama? Joachim, ce zici? Mergi după căciulița. Îl punem aici? De ce nu merge? Îl punem aici? Că e lumină? Nu, e prea multă mama, lumină. Prea multă... De ce nu merge? Joachim, mama, hai să vedem. Ți-am zis că am venit mobilă peste tot unde ajung. Mai cam mare asta, nu știu dacă o să pot să-l pun. Și unde l-ascunzi acolo după? Nu, e prea moale. De am zis că pe canapea că e tare. Să-l pună ha, bine, hai. Bine? Hai. Bine. Bravo, Joachim! Vreau să fac peretele din hol. Vreau să fac peretele de familie. Și am un perete foarte lung și deja mi-am pregătit simezele, mi-am pregătit tot acolo. Și o să fac așa un perete foarte fain. O să cumpăr rame, o să le rămesc frumos. Îmi doresc mult să fac un perete de genul. Ne plimbăm, mai facem o poză, ne mai plimbăm, iar mai facem o poză. Da, e super. Îi folosesc și poza la botez. Ia uite. Fac o... Să scoatem întrerupătul. Priza, da. Da, o scoate. Dar poza asta cu el sau ceva o folosesc la botez, știi, pentru să invitația pui. De la botez. No, hai să vedem. Nu pun. Pozele? Sigur au și bine. Așa, instantanee. Nu am vrut să facem ceva de studio cu nu știu ce lumini. Am vrut să facem așa, instantanee, viața reală. Știi? Adică lucruri reale. Și vor și sigur câteva poze foarte frumoase. Deci e bine, hai că stă bine, nu? Mm-hmm. Am încruntat? Nu e cam... Și adică sprâncenez, că se poate edita. Îi pui și sprâncene în editare și gene? De când vin, îi pun, îl și vopsesc. Că e lumină. Să vedem ce vrea. Nu, nu, Anastasia, Anastasia, și tu ai apărat. Toată lumea face poze astăzi. Ia zi, toată lumea face poze. Pe ce să ne facem pe fațel, că ne lași? Ne lași un pic. Să-l întoarcem cu fățuca, lasă. Ia să, unde-i bicicleta? Nu, unde-i bicicleta? Ia să-și la bicicleta. Nu. Să-ți costă mâinile, că l-arângezi de pe toată acasă, un pic. Mai aduc eu o pernă? Da, nu, că mi-ar trebui doar la micuță. Ședința a fost pentru noi, pentru mine și pentru copii. Rareș nu a făcut parte din ședința foto. Păi el, Rareș, a fost la antrenament. Și, da, s-a dus să se antreneze, că așa se antrenează el și sâmbăta. Și în afară de duminică se antrenează în fiecare zi și... Na, ce să facem? Ce acolo? Mami? Unde-i mami în poză? Unde-i mami în poză? Unde-i mami în poză? Unde? Unde-i mami în poză? Unde? Asta e telefon, lasă-l aici. Opa, așa. Așa. Nu. Dani,